ce mișto e că au anvelopat termoizolat blocul. Dar ce urât și nesănătos a rămas urma muncitorilor. Iată la ce duce neizolarea șantierului conform normelor în vigoare. Și de vină nu sunt doar muncitorii sau antreprenorii, de vină sunt și autoritățile locale, de exemplu din sectorul 6. Valea Ialomița. Ne-au împodobit pomii pentru mult timp înainte. Bine că soarele, mai ales acum iarna, o să dezintegreze cum poate plasticul ăsta. Vara o să fie ascuns de frunze. Dar după aceea se fărămițează. Plasticul ăsta ajunge pe jos sau în bătaia vântului și ne intră în plămâni. Nu vă mai spun ce brumă albă era pe jos. Bine, acum poți să zici că e zăpadă. Dar brumă de la plastic cel expandat a rămas. În copaci totuși sunt nebunile. E urât și nesănătos, ilegal, și sunt o grămadă de astfel de șantiere și acum, în sectorul 6 și în tot București. După ce am ridicat noi ecologiștii problema, unele șantiere au început să fie izolate, dar halal izolare. Doar de ochii lumii, că pe jos iau tot, să aruncă tot ce vrei și o să le găsim deșeurile astea și în copaci după ce pleacă ei. De asta primăria, poliția locală, poliția națională, garda de mediu ar trebui să fie mai hotărâte în impunerea normelor în vigoare. Nu mai izolează șantierele de formă, că ne otrăvesc, ne omoară. Ne umplăm plămânii cu plastic. Iar la blocul de alături e alt șantier și care nici măcar de ochii lumii nu s-a izolat. Dacă nimeni nu le cere. Ia uitați-vă cât au poluat. Muncitorii lucrează neprotejați, fără cască, fără bocanci. Poate să dea cu capul în schelele astea, să le cadă ceva de sus. Face o ceară de spăgubiri de la stat. Constructor Terra Gaz Construcție RL. Sunt multe SRL-uri aici. Alpian Site, Bertoni, Construct Drum Concept. Autorizații de construcție din mai 2019. Până în august 21 trebuie să termine. Și a început și primul.